Binecuvântat și lăudat să fie în numele Domnului. Preobiților, mă bucur din toată inima să fiu împreună cu dumneavoastră în această seară. Aș dori să adresez mulțumiri slujitorilor și conducerii bisericii pentru posibilitatea de a ne închina împreună. Sunt în Europa, am stat câteva zile în Germania, acum aici în zona Valencia și voi călători spre Anglia cu ocazia unor conferințe pentru familie și servicii de evangelizare în cadrul bisericilor Rugul Aprins. Frații au fost disponibili și cei din loc și cei de la Rugul Aprins să facă posibilă întâlnirea noastră în această seară. Am mai fost odată aici la Castelion cu mai mulți ani în urmă și păstrez o amintire plăcută a acestei biserici. Aș dori să vă salut în numele Bisericii Elim din Chicago. Salutul nostru este harul și pacea Domnului și de asemenea din partea Uniunii Bisericilor Române Pentecostale din Statele Unite și Canada. Harul și pacea să vă fie înmulțite, că mare nevoie avem de ele și mare nevoie avem de multă pace și de mult har. Aș dori să citesc un cuvânt din Scripturi, dacă sunteți amabili să ne ridicăm din respect pentru cuvântul Domnului. Din Evanghelia după Matei, capitolul 24, până la versetul 1 până la versetul 14. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri, adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Dorim ca Domnul să binecuvânteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Scumpi frați și surori, în seara aceasta aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri, atâtea câte vom putea cuprinde, legate de vremea sfârșitului, de vremurile apocaliptice în care trăim. În Matei, capitolul 24, ucenicii îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos cu privire la vremurile din urmă. Ucenicii au dezvoltat pe parcursul activității pământești a Domnului Iisus Hristos un apetit extraordinar cu
cu privire la informații legate de vremea sfârșitului. Nu neapărat datorită celor mai bune intenții. Dumneavoastră știți că în mintea lor era clar că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și va fi regele împărăției lui Dumnezeu. În mintea ucenicilor, când vorbeau despre împărăția lui Dumnezeu, vorbeau despre împărăția lui Israel. În mintea lor, ei nu dezvoltaseră conceptul dispensațiunii bisericii, adică a împărăției lui Dumnezeu care nu are teritorii, care nu are granițe pe harta lumii, despre care nu se spune iată-o aici sau acolo, despre care nu se învață la istorie sau la geografie, ci împărăția din lăuntrul nostru, care nu este nici mâncare, nici băutură, ci care cuprinde acele elemente constituente ale unui caracter transformat, schimbat prin nașterea din nou. Cu alte cuvinte, noi devenim teritoriul împărăției lui Dumnezeu. Și pentru că ei încă nu stăpâneau acest concept, cum nu l-a stăpânit nici Nicodim, atunci când și el dorea să știe cum ar putea să moștenească împărăția lui Dumnezeu, întrebarea lor are de-a face cu restaurarea statului Israel, a împărăției lui Israel. Și Domnul Iisus Hristos nu vorbește cu ei pe platforma înțelegerii lor, confuziei din mintea lor, ci adresează cuvintele din Matei 24 din punctul de vedere al împărăției lui Dumnezeu în dispensațiunea bisericii. Pentru că biserica este împărăția reală a lui Dumnezeu în lumea aceasta. Și Domnul Iisus Hristos este capul acestei împărății, capul acestei instituții, căpetenia bisericii în toate lucrurile, cum spune Pavel în Efeseni, capitolul 1. Descrierea vremurilor din urmă, în Matei 24, se referă la 5 dimensiuni în care vremurile din urmă sunt vremuri apocaliptice și deși sunt lucruri care s-au mai întâmplat în istorie, intensitatea lor, frecvența lor, pericolele existențiale pe care aceste lucruri le exercită asupra omenirii sunt categoric diferite, altfel decât în toate vremurile istorice. Noi știm că Dumnezeu a mai distrus odată lumea prin potop. Următoarea distrugere a lumii va fi prin foc. Și Biserica Domnului care este pe pământ este avertizată cu privire la simptomele acestor vremuri, pentru ca știind aceste lucruri să ne pregătim pentru ele și să fim biruitori. Iată care sunt simptomele, dacă vreți. Lucrurile care se întâmplă la sfârșitul veacului acestuia. În primul rând, Domnul Iisus Hristos spune că este un timp al conflictelor.
Conflicte între națiuni, veți auzi de războaie și vești de războaie. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Lucrul acesta s-a întâmplat încă de la turnul Babel. Știm că înainte de turnul Babel era o singură națiune care vorbea o singură limbă. Oamenii se întărâtau și se atacau unul pe altul. De la turnul Babel încolo au apărut conflicte între națiuni. Dintotdeauna au fost. Ceea ce a introdus secolul 20 în acest concept al conflictelor armate este răspândirea globală, mondială, acestor războaie. Am avut două războaie mondiale. În al doilea rând, posibilitatea și pericolul unui conflict nuclear. Niciodată în istoria omenirii nu au fost atât de mediatizate conflictele, nici chiar în timpul primului și celui de-al doilea război mondial. Aproape că poți să urmărești un conflict armat la televizor ca pe un film. Observați războiul din Ucraina, pe bandă rulantă vin imagini de pe front în timp ce se întâmplă. Aceste conflicte sunt foarte reale în sufrageria fiecăruia dintre noi. Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva în istoria omenirii. De obicei, oamenii aflau despre un război, marea majoritate a oamenilor, dacă aflau, aflau despre un război după ce se termina. Erau războaie regionale, locale. La ora actuală trăim într-un sat global, unde tot ceea ce se întâmplă afectează pe toată lumea. În conflictele acestea, în spiritul conflictual al acestei lumi, pentru că sunt trei entități în lumea aceasta, instituțiile de ordin divin sunt atacate și amenințate. Sunt trei entități în lume, neamurile, Israel și biserică. Neamurile au fost create de Dumnezeu. Și nu mă refer doar prin creație, prin crearea omului. Mă refer prin împrăștierea neamurilor pe tot pământul. Globalizarea este un concept anticristic și satanic. Pentru ca să întârzie globalizarea, Dumnezeu i-a împrăștiat, le-a încurcat limbile și i-a transformat în națiuni. Dacă era după Nimrod, avea un împărat, un conducător absolut, un dictator mondial, avea o capitală, avea o țară, avea o singură limbă și erau uniți într-un singur proiect de rebeliune împotriva lui Dumnezeu, să urce până la cer. Și să nu-i mai permită lui Dumnezeu să facă ce vrea în lumea lor, să fie suveran în lumea lor. Neamurile, pentru că-L urăsc pe Dumnezeu și pentru că toată lumea zace în cel rău și pentru că lumea împlinește planurile celui rău, diavolul are planuri, îl atacă pe Dumnezeu, dar nu-l poate ataca direct. Nici diavolul, nici împărăția întunericului, nici împărățiile pământului, nici întreaga omenire, lumea, nu-l poate atinge pe Dumnezeu. Nu se poate atinge de Dumnezeu.
dar atacă și asaltează ceea ce iubește Dumnezeu și Dumnezeu își iubește principiile și Dumnezeu își iubește instituțiile. Instituțiile de ordin divin sunt națiunea Israel și biserica. Iată de ce creștinii sunt din ce în ce mai urâți, lumea este din ce în ce mai ostilă credinciosului adevărat, biserica este din ce în ce mai detestată, mai urâtă și mai atacată. Și Israelul stă în permanență cu o sabie care atârnă de un fir de păr deasupra teritoriului lui. Neamurile se luptă unele cu altele, se atacă unele pe altele, dar ținta finală a neamurilor sunt cele două instituții de ordin divin, Israel și biserica. Anticreștinismul și antisemitismul sunt simptome care din nou capătă proporții în lumea noastră. Am ajuns în urmă cu 35 de ani în Statele Unite. America a devenit o țară pe care eu nu mai recunosc. Când am ajuns în America, oamenii se respectau unii pe alții, respectau biserica, respectau pastorii. Încă se luptau pentru apărarea principiilor de ordin divin. În ultimii 20-25 de ani am asistat la o degradare socială dincolo de orice putere de imaginație pe care nu ne-am fi putut-o închipui. Ați auzit în ultima vreme luptele care se dau inclusiv la nivel de Curte Supremă a Statelor Unite pentru abolirea avorturilor, pentru recăpătarea unei oarecare stări de normalitate morală în America. Dar este foarte greu, pentru că întunericul nu cedează înapoi teritoriile câștigate. Vin dintr-un oraș unde primarul, primărița, nici nu știu cum să-i spun, este o femeie care o face pe bărbatul, căsătorită cu un bărbat care a devenit femeie, au înfiat o fetiță și au un câine. Și conduce o zonă imensă unde locuiesc aproximativ 9 milioane de oameni. În statul California este un guvernator care, fără nici cea mai mică rușine, a amenințat în timpul pandemiei că îl va aresta pe patriarhul evanghelicilor american, un pastor de 83 de ani, autor a numeroase cărți, un om extrem de respectat în mediul evanghelic. Asta se întâmplă în America, care este ultimul bastion, am zice noi, al libertăților individuale și religioase. Știți că Domnul Iisus Hristos spunea odinioară, dacă așa se face copacului verde, ce se va face celui uscat? În momentul în care țara de la care așteptam toți să se pună în fruntea noastră, să ne apere libertățile și drepturile, este din ce în ce mai greu să supraviețuiești. Lumea întreagă este coaptă. Să atace creștinii și să declanșeze prigoana globală. Este un timp al conflictelor.
au reușit să divizeze societatea. Vă rog să observați că ne-am transformat în categorii. Fiecare dintre noi facem parte din cel puțin câteva categorii. Și fiecare categorie în parte este cap în cap cu alte categorii sociale. Vorbesc mai mult despre America, dar știu că și în Europa, în România și peste tot. Suntem unii împotriva altora, datorită regiunii în care locuim, datorită culorii pielii, datorită orientărilor și denominațiilor religioase, datorită drepturilor și pretențiilor pe care le avem și le urmărim în societate. Și fiecare categorie calcă pe teritoriul alteia. Sunt conflicte între oameni. În zona unde locuiesc este o stradă în formă de podcoavă cu ieșiri la aceeași stradă principală și cred că sunt aproximativ 15 până la 20 de case în podcoava aceasta. Vis-a-vis de noi este o familie care a avut doi copii, o fată și un băiat, două fete, și au vrut să aibă o fată și un băiat. Și pentru că n-au mai vrut să facă copii, am observat din ce în ce mai mult că fata mai mare devenea băiat. Și e în devenire. Nu ne-am spus nimic. Însă se știe pe stradă că suntem credincioși, că mergem la biserică și că sunt păstori. În fiecare an de Crăciun vin tinerii să colinde pe stradă. Și mi-au trântit câteva case, pancarde, toate puse spre casa noastră. Că ura n-are ce căuta pe strada asta. Mesajul este foarte clar. Noi suntem aia plini de ură. Îi încurcăm. Nu le-am zis o vorbă, doar respirăm pe strada lor. Și știți ce trebuie să le faci la oamenii care sunt plini de ură, așa cum ne percep ei și cum ne numesc ei? Trebuie să distruși. Trebuie scoși afară din comunitate. Trebuie să eliminați. Un timp al conflictelor. Nu mai există granițe între țări, granițe între regiuni. Războiul e pe strada fiecăruia, de la o casă la alta. Și spunea Domnul Iisus Hristos, am venit să aduc sabie. Venirea Domnului Iisus Hristos a adus conflict în lumea asta. Dar sabia taie și spintecă mai mult decât între națiuni, între etnii, între culori. Spintecă prin interiorul caselor. Niciodată n-au existat atâtea conflicte la nivel personal ca astăzi. Mama și tata nu se înțeleg, părinții și copiii nu se înțeleg, frații, surorile nu se înțeleg între ei. Se bat pe un petic de pământ și pe o bucățică de moștenire. Sunt în stare să se târască în tribunal unii pe alții. Și nu numai oamenii din lume, din păcate. A început să muște divorțul și în comunitățile noastre. Să mustre Dumnezeu Duhul acesta. Al doilea lucru despre care vorbește Domnul Iisus Hristos în Matei 24, vorbește despre un timp al catastrofelor. Partea a doua, versetului 7. Pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă. Nu cred că trebuie să vă conving de adevărul acestor lucruri. Și repet, frați și surori, gândiți-vă la oamenii
care locuiau în vremea Domnului Iisus Hristos într-un sat sau într-un oraș, așa numit pe vremea aceea, care nu era mai mare decât un sătuc astăzi. Fără televizor, fără ziare, fără posibilități de informare. Se întâmplau lucrurile astea și atunci. Erau uragane, erau cutremure de pământ. Erau pandemii, erau ciumi. Dar nimeni nu știa cât de răspândite sunt. Câte victime au făcut. Marea majoritate a oamenilor nu erau expuși la aceste informații. Ceea ce face diferența între felul cum s-au întâmplat aceste lucruri acum 1000 sau 2000 de ani și astăzi, este că astăzi toți știm tot. Lucrurile acestea sunt reale în toată gravitatea lor. Numai ce am ieșit dintr-o pandemie. Știu că este foarte greu să vorbim de conspirații. Pentru că ne consideră oamenii duși de acasă. Râd și-și bat joc de noi. Uitând că de 6.000 de ani omenirea trăiește în mijlocul unei continue conspirații. Împărăția Întunericului conspiră. În Efeseni se spune că pământul este înconjurat de o pătură groasă de domnii și stăpâniri în locurile cerești, care înconjoară pământul și îl țin în captivitate. Iată de ce în cartea profetului Daniel, atunci când arhanghelul Gavril ajunge cu răspunsul lui Dumnezeu, după 21 de zile îi spune: Daniel, om preiubit, Dumnezeu a ascultat rugăciunea ta din prima zi și m-a trimis pe mine, căpetenia mesagerilor, să-ți aduc răspuns. Dar am fost blocat, n-am putut penetra, n-am putut pătrunde dincolo de această pătură groasă din locurile cerești. Pentru că duhul căpeteniei Persiei mi-a stat împotrivă, m-a blocat, m-a oprit și n-am putut trece de el 21 de zile. Până când a venit arhanghelul Mihail, căpetenia oștirilor lui Dumnezeu, care mi-a creat un culoar pe unde să trec și să pot să ajung la tine cu acest răspuns. Pământul este înconjurat de această pătură groasă, de această fâșie de întuneric. De aceea, Domnul îl numea pe diavolul Domnul Văzduhului. Pentru că în locurile cerești există acest obstacol. Iată de ce avem nevoie de rugăciune. Rugăciunea reprezintă linia de viață între noi și Dumnezeu, pe care nu o poate bloca, nu o poate obstrucționa și nu o poate opri absolut nicio forță din universul acesta. Am vorbit de conspirații. Foarte interesant cum a apărut, cum s-a împrăștiat, cum s-a rezolvat, cum s-ar putea să apară din nou sau nu. În cel mai nevinovat caz, pandemia aceasta a fost o oportunitate exploatată de mai mari lumii, cu câteva scopuri sinistre. Două dintre ele vi le spun. Să ne condiționeze
și să ne obișnuiască să stăm cu capul plecat și să nu punem întrebări. Și doi, să închidă bisericile. Frați și surori, știu că boala este reală, toate bolile sunt reale. Cineva spunea odată, dacă vrei să nu te îmbolnăvești, nu ieși din casă niciodată. Și ai să te îmbolnăvești psihic și ai să mor de singurătate. Problema este că biserica nu că nu supraviețuiește fără adunări fizice ca acestea. Biserica nu există fără adunări fizice. Pentru că stâlpii existențiali ai bisericii sunt învățătura, legătura, împărtășirea și rugăciunea. În mod plenar, în mod colectiv. În biserica primară erau toți împreună la un loc în fiecare zi. Diavolul știe ce forță are adunarea bisericii. Există un lucru imposibil în orice altă formă de manifestare a bisericii pe care diavolul vrea grozav să-l elimine. Și anume, vegheați unii asupra altora și îndemnați-vă la fapte bune. Când diavolul ne separă unul de altul și ne ține pe fiecare la el în casă, nimeni nu mai veghează asupra nimănui. Este dreptul nostru de copii ai lui Dumnezeu să punem lupa unii pe alții, nu cu scopul de a bârfi, nu cu scopul de a ne vâna greșelile, ci cu scopul de a veghea să nu fie între voi niciunul, așa sau altfel, cu scopul de a ne îndemna la fapte bune, cu scopul de a trăi o viață curată, sfântă, evlavioasă și de a promova în biserica Domnului neprihănirea și un comportament ireproșabil. Pentru că noi așa, în adunarea bisericii, aducem cu noi atitudini, stări, care mai devreme sau mai târziu pot fi observate. Și aici fiecare dintre noi contribuim, fiecare închietură, fiecare mădular contribuie la formarea și la desăvârșirea celorlalți. Mădularele nu pot sta separat unele de altele, mădularele trebuie să fie împreună. Au exploatat această criză pentru ca să închidă bisericile. Dorința lor a fost să le țină închise un an jumate. În America au reușit să țină o sumedenie de biserici închise un an jumate. S-au adunat înapoi la mai puțin de jumătate din prezența de dinainte de pandemie și o sumedenie de biserici s-au închis complet, nu s-a mai întors nimeni. Nu s-a mai întors nimeni, în primul rând pentru că mulți nu au mai vrut să vină la biserică, s-au obișnuit fără biserică, în al doilea rând pentru că cei care nu s-au putut obișnui fără biserică s-au dus la biserici deschise și nu s-au mai întors înapoi la bisericile închise. Că această pandemie este mai mult decât o oportunitate exploatată de Împărăția Întunericului și că este mai întâi fabricată și apoi exploatată, Dumnezeu știe ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Însă aș vrea să vă spun doar un lucru despre asta. Pentru că vorbim de catastrofe, de cataclisme naturale, de crize economice și de ciumi. Frați și surori, țineți minte două lucruri despre guvern și o să zic probabil un pic mai târziu încă ceva despre asta. Țineți minte două lucruri. Unu, guvernul nu are dreptul la încrederea noastră. Marea majoritate a guvernelor omenirii sunt corupte, formate din oameni corupți.
oameni care pot fi corupți, oameni care își caută foloasele lor și care sunt ușor de înregimentat în interesele lumii acesteia și împotriva bisericii. Mai mult decât atât, când un guvern e prea pregătit pentru o criză și acționează prea eficient și prea repede, antenele sus. Știți că de obicei guvernele își târăsc picioarele, nu sunt în stare să repare o stradă 2 ani de zile până nu țipă oamenii. Abia duc la îndeplinire proiectele cu bugete umflate și depășind cu mult termenul pe care tot ei și l-au pus. Măi, repede s-au mișcat cu treaba asta. Prost, odată a apărut vaccinul. Și-au călcat propriile protocoale. Pentru ca un vaccin să poată în siguranță să fie administrat în masă, are nevoie de între 10 și 15 ani. Sunt unele care au stat 20 și 30 de ani în studiu. Iată de ce sunt atâtea efecte secundare la ora actuală. S-au mișcat foarte repede. Pentru că este foarte posibil să fi fost nici mai mult și mai puțin decât un test. Test al docilității noastre și un test a ceea ce vor să facă mai târziu din ceea ce vor să bage în trupurile noastre. Toată lumea a vorbit până acum de implant, că va fi un implant printr-o mică operație, că va fi un vaccin. Semnul fiare este o acțiune de introducere a ceva sinistru în corpul uman. Și dacă credem Scriptura și dacă credem că trăim vremurile din urmă, ar trebui să stăm cu ochii deschiși cât cepele la tot ceea ce se întâmplă și la tot ce face și la tot ce vrea guvernul în ziua de astăzi. Un timp al conflictelor, un timp al catastrofelor, în al treilea rând, un timp al confuzii, apariția Hristoșilor falși, apariția învățăturilor și prezicerilor false, a știrilor false, și aș vrea să mă opresc la câteva erezii ale vremurilor noastre care afectează biserica. Posibil că nu voi apuca decât să menționez aceste erezii, să explic câteva lucruri despre ele și de fapt este cel mai important lucru pe care mi l-am propus să-l spun în seara asta, pentru că trebuie să veghem asupra stării noastre spirituale și aceste erezii au scopul de a demoraliza biserica, au scopul de a îndepărta biserica de credința adevărată și de Dumnezeu și de a o împinge în direcții lăturalnice, de a se abate de la adevărul lui Dumnezeu. Iată câteva erezii pe care mulți dintre dumneavoastră le auziți în anumite predici, pe care sunt unii care le promovează, le predică și le predică foarte bine. Adică se pricep foarte bine să le explice. Sunt foarte atrăgătoare aceste erezii. Prima este teologia prosperității. Teologia prosperității este falsă nu datorită faptului că spune că putem fi binecuvântați de Dumnezeu și în mod material. Eu n-am nimic împotriva binecuvântărilor materiale. Teologia prosperității nu este periculoasă datorită faptului că promovează vindecarea de boli, credința în vindecări și în minuni. Nu. Ci în forma ei obsesivă, teologia prosperității se transformă într-un dispreț
față de încercări și necazuri, pedepse, în vederea desăvârșirii și mai ales suferințe legate de eventuala persecuție a bisericii. Slăbește puterea de rezistență a bisericii în fața necazurilor, suferințelor și persecuțiilor. Frați și surori, când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea asta, nu a venit cu scopul să-i vindece pe toți de fiecare dată. Dacă ăsta era scopul Domnului Iisus Hristos, frați slujitori, să mă iertați, noi eram undeva în bancă, în sală, aici era Pavel, Petru și Ioan. Și ce căutam noi aici lângă ei? Toți sfinții din toate vremurile, marea majoritate a sfinților din toate vremurile sunt în pământ. Pentru că au ajuns la o vârstă oarecare, pentru că s-au îmbolnăvit sau pentru că au fost persecutați și martirizați. Domnul Iisus Hristos a spus, în lume veți avea, dar îndrăzniți că ce v-am biruit lume. Teologia prosperității devine o obsesie a bunăstării și introduce un fals teribil, și anume că dacă ești un adevărat credincios și dacă crezi, nu există să nu-ți meargă toate lucrurile bine. Știți că sunt necazuri în toată lumea. Și în America sunt foarte multe necazuri. Rata sinuciderilor crește. A drogurilor, a alcoolismului, crimele, oamenii sunt neîmpliniți, nefericiți. Divorțurile, a apărut o nouă formă. Știți cum încearcă să scadă rata divorțurilor? Oamenii nu se mai căsătoresc, trăiesc în concubinaj. Absenteismul taților din familii. O sumedenie de copii trăiesc în familii alternative, unde nu au decât mamă sau bunică, bărbații au dispărut din familie. Dar în biserici se predică teologia prosperității. Apostolul Pavel, în 1 Timotei, capitolul 6, spune foarte clar, dacă cineva vrea să se îmbogățească, se pune în pericol. Dacă devine o obsesie, pentru că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Dar dacă ai fost binecuvântat de Dumnezeu din punct de vedere material, Biblia spune, bucură-te de ele. Dumnezeu ne le dă pe toate din belșug ca să ne bucurăm de ele. Numai că nu singur, învață-i să fie darnici și bogați în fapte bune. Și trei, să nu se bucure de astea de aici mai mult decât de alea de dincolo. Pentru ca să câștige o comoară, o bogăție veșnică pentru viața de dincolo. Aia este adevărata bogăție pe care noi o căutăm și pe care noi o dorim. Dar în momentul în care un pocăit trăiește obsesiv în ideea că pocnește din degete, rostește un descântec și apare Mercedesul la poartă, duc aminte de un pastor american care ajunsese la 60 de ani și avea părul negru. Și a spus că el a acționat în virtutea teologiei prosperității și a cuvântului credinței și el lui nu-i albește părul. Și într-o zi m-am întâlnit în aeroport cu el. Nu ne cunoșteam, dar am trecut pe lângă el și l-am recunoscut. Se vedea de la o poștă care părul vopsit. La televizor nu se vedea. Și câțiva ani mai târziu, probabil s-a săturat de vopsit părul și s-a dovedit că și el albește ca noi toți ceilalți, care n-avem credință.
Frați și surori, minunile lui Dumnezeu, puterea nemaipomenită pe care Dumnezeu a pus-o în aceste vase de lut, nu este un exhibiționism, nu este un spectacol, nu este un show. Dumnezeu prin noi nu caută interesele noastre personale și pretențiile noastre impertinente. Dumnezeu, prin darurile și prin echiparea pe care ne-a făcut-o prin Duhul Sfânt, prin puterea nemaipomenită a lui Dumnezeu, caută interesele împărăției Lui. Ne-a echipat să mergem până la capătul pământului ca să predicăm Evanghelia la orice făptură. Nu să stăm pe moale. Să ne uităm în sus, vino Doamne Iisuse, că eu stau degeaba. Ia-mă când noi mai aveam cotro. Vino și du-mă de la bine la mai bine. O asemenea biserică este o biserică lipsită de forță spirituală, lipsită de rezistență și nepregătită pentru persecuție. Suferințele și necazurile apar în viața noastră, în primul rând, datorită faptului că trăim în natură umană. Generic suntem predispuși la necaz, la îmbolnăvire și la moarte. Oricât de mari și de sfinți am fi, vă aduc aminte de marele proroc Elisei, care a făcut de două ori mai multe minuni decât Ilie, care a avut o îndoită măsură din Duhul lui Ilie și a cărui viață se încheie enervant. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit și gata, l-a scos din istorie. Asta este istoria fiecăruia dintre noi. Trăim într-o natură umană perisabilă. Am fost mântuiți numai la nivelul sufletului, mântuirea și înfierea și răscumpărarea trupului încă n-a venit, spune în Romani 8. Firea suspină și așteaptă răscumpărarea și înfierea. Apoi, necazurile, suferințele sunt rezultatele limitelor noastre. Uneori ne facem cu mâna noastră, asta este adevărul. Luăm decizii greșite și plătim. Ne rugăm, Dumnezeu ne mai scapă, ne ajută, învățăm lecții de viață. Suferința are rolul de a ne nobiliza, de a ne desăvârși în vederea intrării în împărăția lui Dumnezeu. Spune Biblia că însuși Domnul Iisus Hristos a fost făcut desăvârșit prin lucrurile, prin ascultare și prin lucrurile pe care le-a suferit. Pentru că orice jertfă este valabilă prin suferință. Nu există jertfă fără suferință. Hristos nu era jertfă desăvârșită dacă nu trebuia să sufere. Și când a venit pe pământ, a ales Ieslea, a ales Nazaretul, a ales Casa Templarului, a ales refugierea în Egipt, a ales să călătorească fără să aibă unde să-și plece capul, a ales drumul crucii, bicele, cuiele. Și cuvântul lui Dumnezeu îl descrie ca un om obișnuit cu suferință. Om al durerii. Nu disprețuiți încercarea și suferința. Încercarea este pentru oamenii neprihăniți. Marele și neprihănitul Iov a suferit pentru ca Dumnezeu să-i demonstreze diavolului că Iov îl iubește și crede în Dumnezeu de dragul lui Dumnezeu și nu datorită intereselor materiale. Și mai devreme sau mai târziu, credința ta va fi testată să se vadă că e de adevăratelea. Cum e testată credința? Atunci când te rogi de trei ori să-ți ia Dumnezeu țepușul și Dumnezeu spune, lasă suferința aia acolo pentru că ai văzut prea multe lucruri, știi prea multe lucruri, ai pătruns în prea multe adâncimi și trebuie să te țină Dumnezeu smerit și pocăit ca să nu te pierzi, harul meu ți este îndeajuns. Alături de această suferință cu care vei rămâne în trup pentru tot restul vieții tale. Suferința are rolul ei, scopul ei. Da, e și pedeapsă. Vă aduc aminte ce spunea cuvântul lui Dumnezeu despre cina Domnului în Corinteni, când Pavel spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși
Și așa să mănânci. Ce înseamnă această cercetare? Cercetarea este o judecată. Spune, dacă ne-am judecat noi înșine, cercetare, la cina Domnului, cercetare nu înseamnă să ne uităm să controboim prin viața noastră. Nu. La cina Domnului stăm pe scaunul de judecător noi și ne judecăm. Și ne condamnăm cu privire la faptele rele pe care le-am făcut sau în care trăim. Dacă ne-am judeca, n-am fi judecați de Dumnezeu. Dar când suntem judecați de Dumnezeu, suntem judecați de Dumnezeu ca să nu fim judecați odată cu lumea. Sunt trei judecăți. Judecata ta, judecata lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu la sfârșit. Bine ar fi să ne judecăm noi. Când pierdem din vedere să ne cercetăm și să ne judecăm, vine Dumnezeu și ne judecă prin suferință. Din pricina aceasta, mulți sunt bolnavi și nu puțin dorm. Dar lucrul acesta e un lucru bun, că de nu ne judecă aici, ne judecă la sfârșit. Și de judecata de la sfârșit nu scapă nimeni. De judecata ta scapi dacă te pocăiești. De judecata lui Dumnezeu scapi dacă te pocăiești. Judecata de la sfârșit e finală, e ireversibilă, e implacabilă. Teologia prosperității lovește în ideea de suferință, de necaz și slăbește vigilența bisericii, o face o biserică slabă și nepregătită pentru prigoană. O altă erezie este erezia îndumnezeirii, care ne spune că noi devenim mici creatori, că noi îl avem pe Dumnezeu ca tată și că tata creează, tata rostește și se întâmplă și noi la fel rostim și se întâmplă. Ați observat atracția asta extraordinară a declarațiilor, a proclamațiilor. Declar, proclam, rostesc. Nu zic decât atât, să ne păzească Dumnezeu de aroganță. Scumpii mei, există trei forme ale cuvântului. Există forma logos, forma slovă și forma rema. Forma logos este cuvântul creator al lui Dumnezeu. Singurul care are acces la logos este Dumnezeu. Slova este porunca cu privire la viața noastră. Legea morală, modul în care ne comportăm. Este bună și desăvârșită voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră, slova. Problema e că noi nu avem putere noi înșine de a împlini și slova omoară. Rema este forma cuvântului însoțită de puterea Duhului care ne ajută să putem trăi cuvântul lui Dumnezeu. Noi am avut acces la slovă și nu ne-a ajutat. Și Dumnezeu ne-a dat rema. Cuvântul aplicat prin puterea Duhului Sfânt în viețile noastre. Dar la Logos, singurul care are acces e Dumnezeu, El rostește, El creează. Ideea de îndumnezeire, noi suntem mici Dumnezei care umblăm cu mâinile prin buzunare, prin lume și fixăm pe aici, pe acolo ce ne convine nouă, ce vrem noi. Asta este o aroganță cumplită cu care Dumnezeu nu s-a asociat și nu se asociază niciodată. O altă erezie se referă, sau câteva erezii se referă la închinare, erotizarea închinării. Mi-au plăcut cântările pe care le-au cântat în seara asta toți. Știți că a apărut o formă de închinare unde noi suntem de-a dreptul îndrăgostiți de Dumnezeu și îi facem declarații de dragoste de genul respirăm, mă topesc, sunt disperat, săr pe pereți, nu mai pot. Te îmbrățișez. Fim foarte atenți, pentru că eu n-am văzut asta la oamenii sfinți. Dragostea lui Dumnezeu nu are de-a face deloc cu ceva erotic în relația noastră cu Dumnezeu, cu declarații de genul ăsta, care de multe ori sunt deșanțate. Domnul Iisus Hristos a spus, cine zice că mă iubește, să
păzească poruncile mele. Tare mă tem că închinarea noastră a așezat dragostea la nivel de declarații și Dumnezeu vrea dragostea noastră de El la nivelul împlinirii cuvântului Său în viețile noastre și la ascultarea de poruncile sale. Am ajuns să ne purtăm cu Dumnezeu de parcă ne tragem de șireturi cu El. Odată unul spunea, eu dimineața când mă scol, spun, bună dimineața, Duhule Sfânt, ce mai faci? Ce planuri ai astăzi? Ia stăm noi puțin de vorbă, colaborăm, să vedem ce facem astăzi. Fraților, marele om al lui Dumnezeu, Ioan, care îl iubea pe Dumnezeu și care era iubit de Hristos, era ucenicul pe care îl iubea Hristos, când s-a întâlnit cu El în primul capitol din cartea Apocalipsei, a căzut calișinat la pământ, l-a ridicat și a spus, nu te teme. Vai de oamenii care se trag de șireturi cu Dumnezeu. Unde ați văzut voi sfinții că se trag de șireturi cu Dumnezeu? Când sfinții s-au întâlnit cu Dumnezeu, au căzut în leșin. Au căzut la pământ ca morți. Ieremia a prăbușit văzând nedreptățile din poporul Israel și înțelegând ce pedeapsă va aduce Dumnezeu peste întreaga națiune. Daniel a căzut cu fața la pământ. Și și-a cerut iertare în numele lui și al poporului, că l-a dezonorat pe Dumnezeu. Isaia a spus, vai de mine! Sunt un om cu buze necurate, în mijlocul unui popor cu buze necurate. Când stăm de vorbă cu Dumnezeu, conversația noastră cu Dumnezeu este conversația cu Stăpânul, cu Suveranul, cu Mântuitorul, cu Cel mai Mare, cu Cel mai Frumos. Dacă este să vorbim de erotizarea închinării, putem vorbi de liberalizarea închinării. Ați auzit pe mulți care vor să danseze, să dea tumba când se închină. Unii au compus o cântare că sunt liber să dansez. Și am spus, dar ce bă, când erai nepocăit, nu erai liber să dansezi? A murit Hristos și ai venit la biserică să poți dansa, că în lume nu puteai dansa, Domnule. Dar să le iasă dansul din cap, frate. Dumnezeu are nevoie de sobrietatea noastră, are nevoie de decența noastră. Știu că trebuie să ne bucurăm în Hristos. Însă bucuria în Hristos nu are de-a face cu manifestări lumești. Dansul, inclusiv în lume, în definițiile vocabularului lumii, este un preludiu către intimitate fizică. Asta este dansul. Poporul s-a așezat să mănânce și s-a sculat să se joace. Și-a urmat idolatria și pedeapsa lui Dumnezeu. Zice că David a dansat. Știu că a dansat. Și ce a câștigat din dansul ăla? S-a dus, a certat cu nevastă sa. Și după episodul Mical, a urmat episodul Batșeba. Știu că l-a iubit pe Dumnezeu de n-a mai putut. Știu că a vrut să celebreze mutarea chivotului la el acasă. Intențiile lui au fost cele mai bune. Manifestarea pe mine nu mă impresionează prea mult. A jucat înaintea Domnului și porma a jucat înaintea diavolului. Și de acolo i s-au tras cele mai mari nenorociri ale vieții lui, ca împărat, ca tată și ca soț. Fim foarte atenți cum interpretăm aceste lucruri în Scriptură, că nu tot ce au făcut oamenii din Scriptură este bun doar pentru că au fost lăudați de Dumnezeu în mod general, atunci când, datorită trăsăturilor lor bune de caracter, Dumnezeu îngăduia și tolera un pic de nebunie încoace și încolo. Pentru că nu era vremea harului,
care s-a arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumei și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Desacralizarea lucrurilor sfinte. Serviciile divine au devenit stand-up comedy, show-uri de comedie. Mâinile în buzunar, ne plimbăm din stânga în dreapta de parcă suntem pe proprietatea lui mama. Intră în baptistier să-i boteze și îi ia în bășcălie, spune bancuri. În bășcălie îl botează, în bășcălie o să trăiască. La nuntă, solemnitatea unui legământ. Știți cum a făcut Dumnezeu legămintele? Ascultați cum a făcut Dumnezeu legământ cu Avram. A luat niște dobitoace și le-a tăiat în bucăți și le-a pus deoparte și de alta a creat un culoar printre ele. Dumnezeu a trecut prin mijlocul acelui culoar a dobitoacelor sacrificate și aprinse. Și simbolul a fost, Avram, jur pe mine, pe viața mea, ori Dumnezeu nu poate să moară. Atât de serios a fost Dumnezeu cu jurământul pe care l-a făcut lui Avram, încât n-a râs. Inclusiv când a râs Sara, i-a promis că va avea un fiu. A spus, de ce râzi? Prea mult râs! Și prea multă distracție în bisericile noastre. O desacralizare a lucrurilor sfinte și a serviciilor noastre pe care încă le mai numim divine. De asta spunea Iacov, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Confundarea și înțelegerea superficială a conceptelor teologice. Câți dintre dumneavoastră, dacă ați spus cuiva că trebuie să se îmbrace decent și cuvincios și cu sfială și cu rușine, ați spus, dați-mă, domne, în pace, legalistule. Ne întorci la lege. Unii predicatori nu pot predica o predică întreagă până nu trântesc ceva împotriva legalismului, de parcă marea problemă a bisericilor noastre e legalismul, fraților. Asta e durerea noastră, legalismul. Suntem îmbrăcați prea decent. Suntem prea cuvincioși. Suntem prea serioși. Asta e buba noastră acum. Nu. Problema noastră este libertinismul și liberalismul religios, atât în biserică cât și în viața personală, pentru că liberalizarea și libertinismul în biserică sunt rezultatul liberalizării vieții noastre personale, în familie și în societate. Când ne liberalizăm acolo, băgăm treaba asta în biserică. Ascultați, asta e datorită superficialității și confuziei, vorbeam de confuzii și de erezii strecurate în biserică. Când vorbim de lege, despre ce vorbim? Că ei nu spun, ei nu mai trântesc termenul. Le spui că surorile trebuie să poarte capul acoperit și să se închine și să prorocească cu capul acoperit, așa, legaliștii! Părul este acoperitoarea naturală a capului și a femei. Nu, dacă așa stau lucrurile, estimați frați, vă rog frumos, tunși chilughi, zero până duminica viitoare. Că Biblia spune că bărbatul e urciune să se roage cu capul acoperit. Dacă e vorba de păr, atunci ele trebuie să aibă păr și voi nu trebuie să aveți păr. Gata! Întoarcem cu măsuri diferite?
respecti regula pe care ai pus-o numai la prima jumătate de text și la a doua jumătate de text nu mai respecti. Doi, spune, dacă nu vrea să se acopere, să se radă sau să se tundă. Păi dacă nu vrea să se acopere, ce înseamnă asta? Că n-are păr, că s-a tuns și s-a ras. Cum n-ai păr? Ca să n-ai păr, ce trebuie să faci? Să te tunzi și să te razi. Și zice, dacă nu vrea să se acopere, adică e tuns să rasă, să se tundă sau să se radă. Păi, chiar așa ne insultă inteligența ăștia? Ăștia ne insultă inteligența nouă? Zice, noi nu știm să citim? Zice, aia e cultura corintenilor. Nu, zice acolo, din pricina îngerilor. Dumnealor să vină să ne explice care e cultura îngerilor. Vorbesc și batjocoresc lucruri pe care nu le cunosc și își vor strânge o comoară de mânie la judecata lui Dumnezeu. Ce înseamnă lege, legalism? Peste tot unde Pavel vorbește împotriva legii, vorbește împotriva unui anumit tip de lege, pentru că există trei dimensiuni ale legii. Spun lucrul ăsta foarte des. Pentru că știu că unii l-aud odată, alții l-aud odată, alții l-aud odată, trebuie să se audă, să terminăm cu etichetele astea legaliștilor, nu ne lăsați să ne îmbrăcăm cum vrem noi la biserică, nu ne lăsați să facem ce vrem noi în biserică, legaliștilor! Ce înseamnă lege? Legea are trei dimensiuni. Are legea rituală sau ceremonială, legea morală și legea caritabilă. Astea sunt cele trei dimensiuni ale legii. Când e vorba de lege în Scriptură, luați Pentateuhul de la un capăt la altul. Luați Biblia de la o scoarță la alta. Unde este un imperativ sau o restricție, se încadrează în una din cele trei dimensiuni. Legea rituală, legea morală și legea caritabilă. A venit Hristos cu harul și adevărul lui Dumnezeu. Ce a făcut Hristos cu legea, cu cele trei dimensiuni ale legii? Legea rituală a împlinit-o, n-a desființat-o, a împlinit-o, ea nu mai e valabilă pentru că e împlinită în Hristos. Hristos e Domnul Sabatului, tăierea împrejur este a inimii, în interior. Jertfe nu mai aducem pentru că Hristos a adus pe sine jertfă odată pentru totdeauna. Nu mai ținem luni noi, sabate, adunări de sărbătoare. Pentru că toate zilele sunt ale Domnului. Și noi la fel. În afară de dobitoace sugrumate și sânge, care sunt împotriva naturii umane, nu mai sunt restricții în ce privește mâncarea. Mâncăm tot felul de moluște. Pavel spunea, mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să vă gândiți la lucrurile astea și fără să vă faceți probleme de conștiință. De ce? Pentru că spunea Pavel, le luăm cu mulțumire și le binecuvântăm. Legea rituală a împlinit-o în sine. Ce a făcut cu legea morală? Legea morală a înăsprit-o, a făcut-o mai îngustă. Ați auzit în lege că s-a zis să nu prea curvești, dar eu vă spun, dacă cineva s-a uitat la o femeie ca să o poftească în inima lui, a și prea curvit cu ea în inima lui. Ați auzit în lege că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun, dacă cineva urăște pe fratele său, este un ucigaș. Lucruri pentru care nu te condamnă niciun tribunal din lumea asta. Lucruri pentru care nu te condamna tribunalul vechi testamental. Ce gândeai, ce doreai și ce simțeai erau ale tale. Problema era să nu acționezi, să nu le faci. Hristos pătrunde. Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri, mai ascuțită decât orice sabie cu două tăișuri, care pătrunde până în adâncul cugetului uman. Și de acolo începe transformarea și schimbarea nașterii din nou.
Asta este legea morală. Legea caritabilă, ce a făcut cu ea? A întărit-o. Până atunci a spus să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Hristos a spus să iubești pe aproapele tău ca pe mine. Când faci lucrurile astea unuia de lângă tine, mie mi le-ai făcut. Și dacă nu le faci lui, mie nu mi le-ai făcut. Dar ei învârt versetele, le întorc ca la loterie și le bagă pe toate în chestia legii. Spune, legaliștilor, legaliștilor. Nu, nu suntem legaliști. Fraților, în Apocalipsa cuvântului Dumnezeu împarte lumea în două categorii. Sfinții care se sfințesc, întinații care se întinează. Ce înseamnă asta? Din start sunt la distanță mare unii de alții, dar dacă se sfințesc urcă mai sus, dacă se întinează coboară mai jos, distanța dintre ei e din ce în ce mai mare, prăpastia dintre biserică și lume e din ce în ce mai mare. Întrebarea mea e, de ce arătăm din ce în ce mai mult ca ei? Concertele noastre ca concertele lor, programele noastre ca sărbătorile lor. Vorbele noastre ca vorbele lor, faptele noastre ca faptele lor. Pentru că nu se întinează ei atât de repede cât îi fugărim și îi ajungem din urmă. La fel când vorbesc despre neprihănire, le declarăm la frate, sunteți neprihăniți. Prin credință, atâta, lăsați faptele în pace. Nu le mai vorbiți pocăiților despre fapte, că se neacă cu ele ca cu oasele de pește. Neprihănirea nu e prin meritele noastre, nu e prin eforturile noastre, știu, știu. Dar neprihănirea înseamnă trei lucruri, nu unu. E standardul neprihănirii, idealul neprihănirii care este Hristos, către care tindem și ne facem zilnic mai asemenea Lui. Suntem într-o continuă devenire până vom ajunge toți la statura plinătății Lui Hristos. Ăsta e standardul. Statutul neprihănirii este când te-ai pocăit, ai ridicat mâna și ai spus, îl recunosc pe Hristos ca Domn și Mântuitor? Spune Biblia că prin mărturisirea cu gura și credința din inimă se capătă mântuirea. Ai fost considerat neprihănit în momentul acela fără să fi făcut vreo faptă bună. Ăla e statutul. Dar pe urmă e starea de neprihănire, atenție, care trebuie să se raporteze la standard și să se ridice prin maturizare din ce în ce mai mult până la nivelul plinătății lui Hristos și să onoreze statutul pe care l-ai primit când ai trăit în nelegiuire, când n-ai faptele neprihănirii după ce ai fost mântuit, dezonorezi și standardul și compromiți statutul, pierzi statutul pe care l-ai primit de neprihănire. Păi, biserici, versetele le învârt, le amestecă și le aruncă în toate părțile de parcă ar fi același lucru și creează confuzie în poporul lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care îl observ în bisericile noastre, le predicăm dragostea lui Dumnezeu, și o iertare necondiționată, o dragoste necondiționată oamenilor care stau de zeci de ani pe băncile bisericii și care de mult trebuia să fie învățători, dar nu se pot hrăni cu hrana tare despre neprihănire, pentru că din cauza lipsei de întrebuințare nu au discernământ între bine și rău. Și atunci le vorbim ca și când e o permanentă evangelizare, ca și când îi chemăm la mântuire. Predica despre mântuire este diferită de predica despre maturizare. Predica despre mântuire este vino așa cum ești. Predica despre mântuire este Dumnezeu te iubește. Predica despre mântuire este Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Dar după ce ai stat de la 10 ani în sus în biserică, tu nu mai ai acest avantaj al vremurilor de neștiință. Tu știi? Sau ar trebui să știi? Pentru tine Dumnezeu are bici. Nu îmbrățișarea caldă al iertării necondiționate. Te primește Domnul așa cum ești. Pocăiește-te și duminica asta, du-te, fă iar prostii săptămâna viitoare, că mai avem o duminică și iar poți să vii în față și pormă iar poți să faci ce vrei și iar poți să vii să te pocăiești. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu nu se lasă batjocorit.
opționalizarea imperativelor. Toate au devenit opțiuni. Și în special în Biserica Pentecostală, botezul cu Duhul Sfânt a devenit o opțiune. Se poate și cu și fără. Este un mare pericol existențial pentru mișcarea pentecostală 100 de ani de la intrarea ei în România. Nicăieri în cuvântul lui Dumnezeu nu există un verset care să spună că puterea Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, este ceva opțional. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru copiii copiilor voștri, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Nici n-am auzit. Repede pe genunchi și botezați cu Duhul Sfânt. De asemenea, se negociază semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt, care este vorbirea în limbi. O scurtă explicație și mă voi apropia de încheiere. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre mărturiile pocăinței noastre. Este mărturia personală, mărturia celor din jur și mărturia lui Dumnezeu. Mărturia lui Dumnezeu se face prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este un martor. Sunt trei care mărturisesc pe pământ și trei care mărturisesc în cer, spune 1 Ioan. Numitorul comun al martorilor de pe pământ și martorilor din cer este Duhul, care mărturisește și în cer și pe pământ. Acum, știm că mărturia este verbală, dar există o ecuație a acestei mărturii. Iacov spune că dacă cineva nu greșește în vorbire, este desăvârșit. Și dacă își stăpânește limba, stăpânește tot trupul. Sunt trei mărturii ale Duhului Sfânt. Prima este mărturia strângerii în trupul lui Hristos. Vă aduc aminte atunci când s-a dus în casa lui Corneliu, Petru, cu strângere de inimă, i-a botezat în apă pentru că fusese botezat cu Duhul Sfânt. Și mai târziu, la Consiliul Bisericii din Ierusalim, Petru spune, cum puteam noi să oprim apa celor despre care Duhul Sfânt Dumnezeu a mărturisit ca și pentru noi la început? Mărturia Duhului Sfânt în vederea strângerii în trupul lui Hristos. Pentru că atunci când noi venim din lume, noi suntem fiare. Suntem legioane. Așa spune Biblia. Uitați-vă și vedeți în mod repetat că oamenii sunt comparați cu fiarele sălbatice. Inclusiv când e vorba de limbă, spune că e o fiară sălbatică neîmblânzită și nedomesticită. Și strângerea în trupul lui Hristos nu este doar o ridicare de mână, trebuie să existe o transformare lăuntrică. Duhul Sfânt mărturisește despre acea transformare lăuntrică. Deci ați fost botezați de același Duh ca să alcătuiți un singur trup. Mărturia Duhului Sfânt înseamnă strângerea în trupul lui Hristos. 2. Mărturia Duhului Sfânt înseamnă stăpânirea Duhului Sfânt asupra trupului. De aceea semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în limbi, pentru că prin vorbirea în limbi, când mintea este fără rod și Duhul stăpânește limba, conform ecuației din Iacov, stăpânind limba, declară că este stăpân asupra trupului. Că noi suntem templul lui Dumnezeu, suntem templul Duhului Sfânt. Și 3. Mărturia sigilării în vederea învierii. În Roman capitolul 8, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, prin aceeași putere care l-a înviat pe Hristos, va învia și trupurile voastre muritoare.
Dacă cineva nu are pe Duhul lui Hristos, nu este al lui. Noi nu băgăm pe nimeni nici în rai, nici în iad. Noi pe toți îi băgăm doar în pământ, fraților. Și noi nu putem face declarații de mântuire sau de nemântuire în dreptul nimănui. Nu e treaba noastră, dar Evanghelia trebuie propovăduită așa cum este și botezul cu Duhul Sfânt nu este opțional și semnul inițial al vorbirii în limbi nu este negociabil. În ultimii ani, intimidați de alte denominații, de teama de a nu ofensa pe cineva, dacă te simți ofensat, du-te la stăruință și stăruiește să te boteze Domnul cu Duhul Sfânt. Pentru că făgăduința aceasta este pentru tine, e un dar. Cineva spune, păi e dar, da? Și Hristos e dar! Ce te faci dacă nu-L primești pe Hristos? Îți permiți să-i spui lui Dumnezeu, nu-mi trebuie darul tău? Că nici nu le-a dat voie să plece din Ierusalim până când nu au primit puterea. Iată de ce biserica a devenit atât de anemică în zilele noastre. Scumpi frați și surori, ar mai fi multe lucruri de spus, însă deja timpul este epuizat, e foarte târziu și știu că dumneavoastră aveți familii, aveți servicii mâine și așa probabil că sunteți obosiți și așteptați să mergeți să mâncați, că am văzut că în Spania se mănâncă târziu și se doarme târziu. Sper ca majoritatea dintre dumneavoastră să vă sculați târziu mâine. Însă, înainte de a încheia, dați-mi voie să vă spun lucrul ăsta. Trăim vremurile din urmă și trebuie să ieșim din zona noastră de confort, de apatie, de letargie, pentru că suntem în mijlocul celui mai mare război pe care l-am purtat vreodată. Toată împărăția Întunericului, toți demonii, toate forțele Întunericului sunt concentrate împotriva voastră și împotriva fiecăruia dintre noi. Să ne nimicească, să ne distrugă, să ne răpească pacea și să ne tărască alături de ei în iad. Pentru că răgnește ca un leu și caută să înghită, dacă este cu putință, chiar pe cei aleși. În vremurile acestea trebuie să ne trezim și să nu mai negociem nimic în favoarea firii pământești. Particip la foarte multe conferințe și seminarii și la sesiunea de întrebări și răspunsuri foarte mulți mă întreabă, e păcat să, e păcat să, e păcat să, e păcat să. Am dezvoltat o mentalitate cum să ajungem în împărăția lui Dumnezeu cu cât mai puțin efort. Și cuvântul Domnului ne spune, dați-vă și voi toate silințele. Mă rog din toată inima să vă umple Domnul cu Duhul Sfânt, să ne ajute să ne ducem mântuirea până la capăt și să avem parte cu El în împărăția Lui. Amin.